S-au finalizat lucrările la canalizare pe strada 22 decembrie? Nu s-au finalizat decât pe o anumită porțiune, oricum nu este funcțional acel tronson, fiindcă el urmează să fie legat la colectorul din zona centrală. Urmează să înceapă lucrările și pe zona centrală. Deocamdată am avut discuții cu constructori chiar în cursul acestei dimineți pentru a clarifica situația din cartierul Traian cu canalizările deja realizate, unde nu sunt făcute branșamentele. Am pregătit o adresă și către compania de apă Someș pentru a determina pe toți cetățenii din zonă să își facă racordurile. Este obligația cetățenilor de a-și face branșamentul pe proprietatea privată. Însă, pentru că dorim să trecem la reabilitarea acestor străzi, pe Narciselor, pe Traian, deci urmează, este obligatoriu ca să fie făcute în primul rând aceste branșamente pentru a nu afecta ulterior zona asfaltată din trotuare sau chiar din carosabil, la fel și legat de alte străzi. Legat de 22 decembrie, știu, avem multe probleme și cu canalizarea, am făcut foarte multe demersuri pentru către constructori de a urgenta lucrările. Avem afectat circulația și din cauza lucrărilor de pe Valea Zalolului și refacerea acelui pod peste Valea Zalolului din spatele primăriei, unde este podul deja dezafectat și unde se circulă deviat pe strada Decebal. Practic, undeva în cursul lunii octombrie, el va deveni funcțional, probabil după data de 15 octombrie. Sunt niște termene pentru rezolvarea, pentru procesul tehnologic. Practic, betoanele trebuie să aibă un ciclu de întărire. Nu se poate da drumul imediat după ce a fost turnat acest beton. Mă rog, dar sperăm ca în cel mai scurt timp, după ce cel puțin nu vor mai fi utilaje în zonă, să putem scurta devierea, chiar dacă se va trece tot peste vale, prin zona actuală, însă să se iasă pe strada parcului imediat în strada 22 decembrie. În continuare va fi limitat traficul, deci mașinile de tonaj greu nu vor avea acces. Cât costă podul? Podul face parte din întreaga lucrare cu acoperirea Văii Zalăului, cu tot ce a însemnat devier de rețele, canalizare, apă, gaz, rețele ale Rom Telecomului. Și nu, acum n-aș putea să vă spun exact cât înseamnă efectiv costurile cu podul din acel deviz, dar o să vă furnizez și această informație dacă... La reabilitarea șoselei, când se va lucra? Șoferii se plâng, este foarte rău drumul pe strada 22 decembrie. Abia după ce se va finaliza lucrarea de canalizare. Nu cred că anul acesta se va putea trece la reabilitarea cu adevărat a străzii, decât se vor face eventual cârpeli pe zonele decapate și încât să fie aduse la nivel să se poată circula civilizat și să nu mai fie praful ăsta care creează foarte multe probleme. Că veni vorba de praf, oamenii care stau pe strada Decebal s-au plâns că nu mai știu ce să facă, pentru că numai o dată pe zi se udă dimineața, am înțeles. Nu este adevărat. A fost program de 3 stropiri, practic, pe zi. Am solicitat ca el să fie intensificat tocmai pentru a nu crea și acest disconfort foarte mare, pe lângă cel de trafic care există pe Decebal. Așteptăm să putem debloca strada 22 decembrie și vom trece și la reabilitarea străzii Decebal. Acum au fost finalizate toate lucrările de infrastructură, cu tot ce a însemnat rețele de apă, canalizare, electrice. Această stradă a fost afectată în ultimii ani profund de aceste lucrări. După ce vom debloca strada 22 decembrie, vom trece și la reabilitarea străzii Decebal. Este o stradă veche și... cum spuneam, mi-a fost profund afectată de toate aceste lucrări. Din trotuar, unde s-au băgat rețele electrice, până în carosabil, unde au fost două rețele de apă, unde a fost rețeaua de canalizare și ea, la ora actuală, este într-adevăr o stradă, poți să spui, desfundată, chiar dacă este piatră pe ea.